Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în acest locaș nou de închinare. Pe mine și pe fratele Cristi ne leagă nu doar combativitatea, determinarea de a lupta pentru menținerea libertăților pe care Dumnezeu ni le-a dat în această țară. Și pot să spun aici că apreciez principialitatea fratelui și așa inflexibilitatea pe care le dovedește atunci când luptă pentru credința dată sfinților și celelalte lucruri care sunt vrednice să luptăm pentru ele. Te poți bizui pe fratele Cristi când spune un lucru. Domnul să-l binecuvânteze. Ne leagă însă pe toți ceea ce Apostolul Pavel menționați în Efeseni 4:5. Un domn, o credință, un botez. Domn e Divinul Iisus. Credință, credința noastră în întruparea Lui, nașterea în Fecioara Maria. Credința noastră în viața Lui fără pată, fără păcat. Credința noastră în moartea Lui substituționară, a murit pentru noi și păcatele noastre. Credința noastră în învierea Lui fizică. Credința noastră în înălțarea Lui la cer, unde așteaptă ca toți vrășmașii să fie supuși sub picioarele Lui. Credința noastră că într-o zi va reveni și ne va lua pe toți care suntem ai Lui la sine. Și aici urmează un botez. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Care e trupul ăsta? Trupul Domnului Iisus Hristos. Dacă cineva nu are botezul Duhului Sfânt, nu aparține acestui trup. Prin botezul Duhului Sfânt, noi am fost făcuți parte a trupului glorios al Domnului Iisus Hristos. Prin botezul Duhului Sfânt am devenit temple ale Duhului Sfânt. Prin botezul Duhului Sfânt am fost pecetluiți pentru veșnicie, pentru ziua aceea măreață a răscumpărării. Și până atunci, ne adunăm, avem părtășie și împreună creștem în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Lucrul ăsta vom face imediat în cuvânt, dar înainte vreau să dau voie fratelui Larry să facă un gest de apreciere pentru Biserica Elim. Pace, mă bucur să fiu aici și vreau să încep să vedem dacă mă ajută tehnologia. În primul rând cu salutul bisericii noastre, salutul normal, dar se potrivește foarte bine cu această conjunctură. În 1 Corinteni 15 cu 58, de aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin? Pe lângă aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă un salut special pentru seara aceasta. Având în vedere lucrurile care se întâmplă în țara aceasta, cred că ne îndreptăm spre o persecuție. Cred că ne îndreptăm spre lucruri grele. Așa cum spunea și fratele Daniel Ștef, lucrurile sunt mult mai complexe decât au fost în România, mult mai sofisticate și se pot face mult mai multe răutăți. Dar am văzut că în astfel de clipe Domnul îi strânge pe cei care sunt de aceeași credință și salutul meu și al bisericii pentru seara aceasta este Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Și cred că în aceste clipe din urmă, dacă ne unim așa cum ne-am unit, în duh, în lucrare, Domnul dă mai multă binecuvântare. Încă se mai pot strânge suflete, până când se va închide robinetul. Domnul să vă binecuvinteze în această nouă aventură, într-acest nou local, cu forțe noi. Și Biserica Logos v-a adus o cutie neagră. Știți, când plecați într-o călătorie, trebuie să aveți o cutie neagră care înregistrează ce se întâmplă. Și cutia aceasta înregistrează așa ceva. Este o apreciere din partea noastră, spune așa: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și o apreciere a noastră, vă binecuvântăm în numele Domnului pentru un nou locaș de închinare și fie ca Dumnezeu să vă aducă noi și noi realizări și binecuvântări. Așa, ca să aveți o amintire de la faptul că vă iubim și apreciem toată lucrarea noastră. Amin. Doresc să ne ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Da, trecută când am
fost la o sărbătoare asta a corurilor, am citit din Cartea Rut și citesc din nou din Cartea Rut, capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foame de în țară, un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acela era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda, ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa, cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara Moabului, căci aflase că în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Versetul 14. Și le-au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetarea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, plăcută este aceasta? El a zis, nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-i mare amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului, Naomi și nora sa Rut, Moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Luați loc! Cartea Rut este o comoară de informație pentru cei care vor să înțeleagă anumite principii divine de viață și să trăiască în conformitate cu ele. Acum, prin cazurile pe care le prezint această carte pot fi desprinse tipuri de bărbați care sunt reprezentativi pentru o mare parte a bărbaților și tipuri de femei reprezentative pentru o mare parte a femeilor. Când a fost la dumneavoastră am vorbit despre trei tipuri de bărbați. Primul a fost Elimelec, bărbatul acela din Betleem, care împreună cu soția lui Naomi au decis să se mute în țara lui Moab pentru o vreme. Vremea s-a prelungit. Copiilor, Mahlon și Chilion, au crescut mari. Ce repede cresc copiii și ajung la vârsta căsătoriei. Cei de copii s-au căsătorit cu două fete din Moab. Cu cine era să căsătorească? Decât cu fete din mediul în care trăiau. Asta nu înțeleg unii părinți. Îi țin pe copiilor într-un mediu, dar ar vrea să căsătorească cu fete din alt mediu. Sau cu băieți din alt mediu. Elimelec reprezintă pe bărbatul ce face decizii materialiste. Își apără mălaiul. Motivul principal pentru care Elimelec a decis să se mute în Moab a fost că în țara lui era mai dificil din punct de vedere material. Dar în Moab lucrurile mergeau foarte bine din punct de vedere economic. Decizia aceasta a fost una dezastroasă. A plecat din mijlocul poporului Dumnezeu, unde putea să practice închinarea după cerințele Domnului. Și a ajuns în mijlocul unui popor păgân, unde toți membrii familiei au fost afectați profund din punct de vedere spiritual. Cum am văzut deja, băieții lor au crescut și s-au căsătorit cu femei moabite. Condiția spirituală acestor doi băieți nu era deloc bună. Ea este descrisă de semnificația numelor lor, Mahlon și Chilion, bolnăvicios și altul lânced, uscat. Ce condiție spirituală vrei să aibă niște tineri care au fost crescuți în Moab, ligheanul unde Domnul își spală picioarele? Tatăl a murit și la scurtă vreme au murit și cei doi copii. Se vede că condiția fizică acestora a urmat pe linia condiției lor spirituale. Trupul lor le-a sporit așa cum le-a sporit sufletul. Știți urarea asta din cuvânt, nu? În urma lor rămân trei văduve. Și acum lecția. Când deciziile noastre sunt luate în funcție de avantajele materiale ce le avem și nu în funcție de avantajele spirituale ce le avem, atunci familia noastră suferă cumplit. Cum trebuie luate deciziile? Orice cap de familie, orice părinte ce vrea să placă lui Dumnezeu, când stă în fața unei decizii, se va întreba cum afectează această decizie viața spirituală a membrilor familiei mele. Domnul a promis în cazul în care căutăm mai întâi împărăția Lui, ce a promis?
că se va îngriji de toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Și ne-a avertizat că în cazul în care căutăm cele materiale, ne străpungem singuri cu o mulțime de suferințe. Elimelec s-a străpuns pe sine și a străpuns familia cu o serie de suferințe. Iată un tip de bărbați în poporul Dumnezeu, cei care se uită la avantajele materiale și au decizii pe acest considerent. Aceștia își ruinează viața și familia. Al doilea tip de bărbat, vă aduc aminte ce am spus data trecută, al doilea tip de bărbat este acel individ din familia lărgită a lui Elimelec, ce avea primul dreptul la răscumpărare. A auzit de nevoia răscumpărării și a fost solicitat să răscumpere averea pierdută a familiei lui Elimelec. Și a decis că va face acest lucru. Dar când i s-a spus că trebuie să ridice și numele mortului, adică să se căsătorească cu Rut și să recunoască pe primul băiat al acestei căsătorii ca fiind moștenitorul celui decedat, a dat înapoi. Nu vreau să-mi periclitez moștenirea, a spus el. Mi-e frică să nu-mi stric moștenirea. Aici este reprezentat bărbatul care ia decizii egoiste. Primul a luat decizii ce arată că era interesat mai întâi și mai întâi de cele materiale. Al doilea ia decizii egoiste, în sensul că pune familia lui și interesele familiei lui, așa cum le înțelegea el, înaintea familiei Domnului. Dumnezeu a spus, dacă fratele tău a sărăcit, întinde-ți mâna, răscumpără-l, fă gestul ăsta. Și a spus, mai întâi familia mea, nu vreau să risc. Și Domnul a spus, riscă pentru poporul Domnului. El n-a vrut. A fost gata să dea bani, dar n-a fost gata să riște în alt fel. Și cum... care a fost rezultatul? Și-a stricat moștenirea. Și-a stricat familia. A intrat în anonimat și a rămas în anonimat pentru totdeauna, deși prin căsătoria cu Rut, Dumnezeu a vrut să-i dea un viitor și o moștenire eternă. Din Rut urma să se nască regele David, din Rut urma să se nască regii lui Israel, toți descendenții lui David, inclusiv Domnul Iisus Hristos. Ce pierdere a suferit omul acela care a luat decizii egoiste. A crezut că își ajută familia, că îi promovează interesele viitoare, dar a dezavantajat-o etern. Și acum lecția. Cuvântul spune că trebuie să ne uităm nu la folosele noastre întâi, ci la folosele celui de lângă noi, a fratelui nostru, pentru care a murit Hristos. Așa a procedat Domnul nostru și se închema să facem și noi. Și atunci când ne uităm la interesele noastre, familia noastră, pe locul 2-3, poporul Domnului, apare dezastru. Știți că interesele familiei Domnului, interesele bisericii, au prioritate față de interesele familiei noastre particulare? Al treilea tip de bărbat, Boaz. El reprezintă pe omul care ia decizii altruiste. Deciziile materialiste distrug familiile. Deciziile egoiste strică moștenirea viitoare a familiilor. Deciziile altruiste aduc binecuvântarea eternă a familiilor. Acum, ce fel de bărbat ești tu? Ce decizii iei pentru familia ta? Vor fi ele binefăcătoare după ani și ani sau dezastruoase? În cartea Rut apar de asemenea trei femei proeminente. Naomi, Orpa și Rut. Și fiecare simbolizează un tip de femeie care este bine reprezentată în poporul lui Dumnezeu. Toate aceste trei femei au avut cunoștință de Dumnezeul viu și adevărat care s-a descoperit evreilor, care i-a eliberat din robia Egiptului și apoi le-a dat țara de moștenire. Toate trei au avut bărbați credincioși, deși cu carențe. Toate trei au avut conștiința apartenenței la poporul lui Dumnezeu, deși de nuanțe diferite. Naomi prin naștere, iar Orpa și Rut prin căsătorie și asociere benevolă. Când Naomi a spus că se întoarce la țara ei și la poporul ei, ambele nurori au spus că vor merge cu ea, deoarece se considerau de acum fiice ale poporului lui Dumnezeu. Pe cine reprezintă aceste trei femei? Orpa reprezintă pe femeia superficială din punct de vedere spiritual, femeia din poporul Domnului care iubește lumea. Există astfel de femei în poporul Domnului. Sunt superficiale, sunt subțiri din punct de vedere spiritual. Unii cred că Orpa n-a fost convertită în mod real la poporul Domnului din moment ce s-a întors înapoi și s-a contopit din nou cu poporul ei păgân. Dar sunt lucruri care indică înspre faptul că Orpa a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Așa cum există lucruri care par să indice înspre faptul că nu L-a cunoscut. Situația aceasta e simptomatică pentru unele femei din poporul Domnului. Nu știi dacă sunt mântuite sau nu.
au anumite caracteristici și manifestări în favoarea identificării lor cu poporul Domnului. Și apoi au și caracteristici și manifestări care pledează că nu cunosc pe Domnul. Sau caracteristici ce neagă apartenența lor la poporul Domnului. Manifestări care arată că nu-L cunosc pe Domnul. Rămân semne de întrebare. Femeile astea sunt mântuite sau nu sunt mântuite? Există informație în textul cărții Rut ce mă face să cred că Orpa n-a fost o femeie falsă în relația ei cu Dumnezeu cel viu al evreilor. S-a sculat ea, Naomi, și în urorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Nimic n-a obligat-o pe Orpa să se ridice și să plece spre țara lui Iuda. Dar a decis să plece cu soacra și cu cumnata ei la poporul Domnului. A ieșit și a plecat, a făcut-o de bunăvoie și a parcurs o bună parte din drum spre țara evreilor. Iată-o pe Orpa în pelerinaj spre țara poporului Dumnezeu. Și Naomi le vorbește și le spune: Domnul Iahve să se îndure de voi. Dumnezeul lui Israel este numele, e Dumnezeu numele căruia ele conversează și vor să beneficieze de binecuvântările lui. Orpa știa cine este Iahve. Când Naomi le îndeamnă să se întoarcă înapoi, niciuna nu vrea să facă drumul înapoi. Credeți că Orpa a fost fățarnică? A jucat teatru? Eu cred că a fost sinceră. Și Orpa a spus ca și Rut: noi vom merge cu tine la poporul tău. De-abia când Naomi le-a zugrăvit posibilitățile sumbre ce le aveau dacă veneau în poporul evreu, de-abia atunci Orpa decide să se întoarcă înapoi la neamul ei. Și de aici nu mai știm nimic despre ea. Pe cine reprezintă Orpa? Pe femeile din poporul Domnului care sunt superficiale în viața de credință. Femeile neserioase cu Domnul și cu viața lor spirituală. Ele sunt într-o privință parte a poporului Dumnezeu, dar se scaldă între două lumi. Vor și cu poporul Domnului, dacă totul ar fi roz, dar vor și cu lumea, dacă lumea le oferă avantaje și satisfacție. Există femei în poporul Domnului care procedează ca Orpa. Nu sunt false, nu sunt fățarnice. Prin căsătoria cu unul din băieții lui Elimelec, Orpa a ajuns să facă parte din comunitatea poporului ales. E adevărat că nici Elimelec, nici bărbatul Orpei n-au fost mari personalități în poporul Domnului. N-au fost de statură spirituală impresionantă, au avut carențe, dar Orpa a putut să-L cunoască prin ei pe Dumnezeul adevărat. Cel mai slab om din poporul Domnului poate fi o mărturie pentru cei din lume care au nevoie de lumină spirituală. Și acum, care au fost carențele pe care le-a evidențiat Orpa în viața ei? Orpa n-a vrut să riște cu Hristos. Naomi le-a spus că venirea cu ea la poporul Dumnezeu era un risc. Nu le aștepta nimic ușor în poporul Domnului. Știți că nici Domnul Iisus nu ascunde lucrul ăsta. Dacă veți după mine, cel veți avea parte de prigoane. El nu ascunde lucrul ăsta. Plecarea din societatea moabită și deplasarea în mijlocul poporului evreu era un pas în întuneric, în necunoscut. Pe când întoarcerea la poporul ei vechi era un pas ce o avantaja din multe puncte de vedere. Orpa n-a vrut să riște cu Hristos. N-a vrut să poarte o cară a lui Hristos. De ce nu a continuat drumul spre Canaan? Deoarece a înțeles că putea fi privit acolo nu cu ochii cei mai buni. În legătură cu cumnata ei în Betlehem se spunea Rut Moabita. Când spunea Moabita, păcătoasă. Știți că ori de câte oameni numesc pocăiți, de fapt știți ce spun? Suntem păcătoși aceia care ne-am recunoscut păcatele și am plâns pentru păcatele noastre. Unii nu se pot identifica cu poporul ăsta de pocăiți așa, care recunosc că-s păcătoși și că numai Harul Dumnezeu a salvat. Așa sunt unele femei în Biserica Domnului. Dacă se identifică prea mult cu poporul lui Dumnezeu, se tem de ocara oamenilor la lucru, nu vor să demonstreze că sunt pocăite în societate și așa mai departe. A fost una care a venit la noi în biserică și s-a uitat așa la surorile noastre, a spus: vai, dragă, voi nu v-ați emancipat. Ea se emancipase, era ca lumea. Nu mai voia să poarte o cara lui Hristos. Așa-i? Orpa s-a întors înapoi din drumul pe care pornise. Sunt femei în poporul Domnului care se întorc înapoi. Înapoi la societatea pe care au părăsit odată. S-au întors înapoi la lume, înapoi la dansuri, înapoi la petreceri lumești, înapoi la societatea păcătoasă pe care au lăsat-o în urmă odată.
Astfel de femei sunt tot mai stingere în poporul Domnului și tot mai acasă în mijlocul lumii. Orpa a acționat într-un fel ce o identifica cu poporul ei vechi. S-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. De la cine s-a întors? De la Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu cel viu. La ce s-a întors? La poporul vechi, la Dumnezeii vechi, la idolatrie. Ce trist! Dar tocmai această traiectorie destructivă o vezi în cazul unor surori ai Bisericii Domnului. Au fost scoase din lume, aduse la lumina minunată a lui Dumnezeu, au devenit partea poporului lui Hristos. Și totuși, după vreme, se întorc înapoi. La lume, la plăceri, la distracții de ochiate, la ținutele păcătoase, la filmele erotice și morale, la potopul de desfrâu atât de condamnat de apostolul Petru, când spune el: ajunge că odată ați fost parte acestei lumi murdare și stricate, nu mai mergeți înapoi la lucrurile care le s-a odată în urmă. Orpa arăta ce caracter are prin numele pe care îl purta. Știți că numele înseamnă, printre altele, una care are o coamă frumoasă, una care are o coafură arătoasă. Știți de ce s-a întors Orpa înapoi? Pentru că a fost interesată de trup mai mult decât de suflet. Pentru că a prețuit mai mult frumusețea fizică decât pe cea spirituală. Pentru că se simțea bine în mijlocul unui popor ce punea preț pe cele firești și nu pe cele duhovnicești. Iată de ce s-a întors înapoi. Despre Orpa nu știm precis dacă a fost mântuită sau nu. Și asta este problema principală cu femeile din biserică, care sunt lumești, care iubesc lumea. Nu pot spune cu precizie dacă sunt sau nu mântuite. Sunt în biserică, dar dau semnalmente că lumea este foarte vie pentru ele. Nu le interesează viața de rugăciune, orele de rugăciune, sesiune de rugăciune, nici părtășia sfinților. Nu le vezi să meargă la spital la un bolnav, dar când e vorba de petreceri, asta e altă problemă. Există femei care iubesc petrecerile. Nu le interesează studiul biblic și frumusețea spiritului, cum le interesează să arate bine, să fie la curent cu moda. Cele palpabile, cele trupești, cele ce țin de frumusețea fizică au prioritate pentru ele. Și există femei în poporul Domnului care pun preț mare pe cum arată fizic. Nu e nimic rău cu asta. Dar nu pun preț mare pe ținuta lor spirituală. Iubesc lumea. N-au procedat niciodată așa cum ne îndeamnă Roman 12, 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, surorilor, să aduceți ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie. Când îți aduci trupul Domnului, nu mai dispui de el. Și nu mai te îmbraci cum vrei. Și nu mai împodobești cum vrei. Și nu mai tratezi cum vrei. Aparține Domnului. Și acolo la 1 Corinteni 6 zice că Domnul să se glorifice prin trupurile voastre. Să se glorifice. În astfel de copii, de familii, pot să crească copiii deformați. Orpa este femeia din biserică ce se lasă contaminată de gândirea lumii, se lasă atrasă de valorile lumii, se lasă antrenată în plăcerile lumii. Are privirile mereu înapoi la lumea din care a fost scoasă odată. Îi place societatea, moda. Și în poporul lui Dumnezeu moda nu are nicio valoare. Îi plac petrecerile și în poporul Dumnezeu nu se pune preț pe petrecere. Pe rugăciune, da, nu pe petrecere. Din cauza aceasta Orpa s-a întors din drum și n-a mai ajuns la Betlehem, la casa pâinii, unde putea să se bucure de bucatele alese ale lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, femeile bisericii care sunt reprezentate de Orpa n-ajung niciodată să se sature cu pâinea vie a casei Domnului, cu belșugul casei lui Dumnezeu. Așa zice psalmistul, că ne satur cu belșugul casei tale. Interesele unor astfel de femei nu sunt în cuvântul lui Dumnezeu, ci în lucrurile lumii. Așa a fost și nevasta lui Lot. Cu pasul spre muntele care urma să le asigure viața, mântuirea, dar cu privirea înapoi, la orașul unde a trăit în lux și petrecere. Rezultatul a fost că a pierdut tot ce a prețuit în anii aceia cât a trăit în Sodoma. A pierdut tot.
Orpa reprezintă pe femeia lumească din biserică, pe femeia firească. Observați dacă n-am ajuns să avem multe surori cu numele real Orpa. Surori care au spus că s-au întors de la lume, la Dumnezeu. Dar cu trecerea timpului s-au reorientat cu fața spre lume. Și acum aduc în biserică tot ceea ce lumea prețuiește. Moda lumii, muzica lumii, toaletele lumii, podoabele lumii, mentalitatea lumii, distracțiile lumii, ideologiile lumii. Ce-a urmat? Îmi imaginez uneori, exersez uneori imaginația și o văd pe Orpa participând cu soțul ei și copiii ei la festivalul lui Moloch. Tot a început bine, nu? A participat la Viața Veste, la societății moabite, dar ulterior, când a înțeles că Moloch este un demon care cere sânge de copii, când a înțeles că ea nu mai are nicio șansă să le apă soții și copiii din societatea asta și să-i ducă în poporul Domnului, too late, spunea cineva. Ce trist o fi fost după vreme, s-o fi gândit la anii când a fost tânără și a putut să lipească de poporul lui Dumnezeu. Ce regrete o fi avut că n-a menținut decizia primă să se ducă la poporul Domnului. Era prea târziu. Știți, multe surori vor ajunge la vârsta senectuții și atunci vor înțelege că în anii cei mai importanți ai vieții și-au pus interesele în lucruri de nimic, în modă, în cosmetice, în bijuterii, în plăceri trecătoare al lumii. Ar fi putut să investească în cele veșnice, ar fi putut să urmărească împreună cu familia lor cele cu adevărat valoroase în ochii lui Dumnezeu. Ar fi putut avea un viitor frumos cu Domnul, dar au risipit valorile spirituale oferite de Dumnezeu. Dragii mei, n-am văzut nicio femeie interesată de chipul lumii care să fie avut o viață împlinită și copii sănătoși în credință. Iată un tip de femeie în cartea Rut, femeia superficială în cele spirituale, femeia ce are ochii spre lume, femeia ce se întoarce de la ținta ce și-a propus-o inițial în Hristos, care ajunge să experimenteze faliment spiritual. Al doilea tip de femeie din cartea Rut este reprezentată de Naomi, femeia care ajunge să aibă amărăciune în viață. De ce a ajuns la amărăciune? Ea spune motivul. La plecare eram în belșug, dar acum? Acum sunt săracă, sunt în lipsuri, lucrurile nu mi-au mers așa cum am dorit, așa cum am planificat. A avut așteptările ei de la viață și nu i s-au împlinit. A avut pretențiile ei în viață și s-au spulberat. Orpa a fost femeia neserioasă cu condiția ei spirituală. Naomi nu poate fi acuzată de neseriozitate, ci din potrivă vedem că și după șederea îndelungată în țara Moab, inima este tot la Betleem, casa pâinii. Dar Naomi este femeia care are pretenții clare, este femeia pretențioasă. Pretențioasă în cele materiale, nu în cele spirituale. Aici e problema. Are pretenția să trăiască în belșug. I se cuvine, deoarece ea e din poporul Domnului și Domnul a promis să binecuvânteze cu belșug pe ai săi. I se cuvine belșugul, deoarece a planificat cu bărbatul ei să se pensioneze timpuriu și să se bucure de munca mâinilor ei. Dar în loc să trăiască în bucurie și împlinire, a ajuns să trăiască în lipsă și în amărăciune. Soțul a murit prematur, averea toată s-a spulberat. Amărăciunea în viața unei femei din poporul Domnului comunică existența unor probleme serioase. Amărăciunea este semn că suntem preocupați cu noi înșine și confortul nostru. Noi și confortul nostru este ceea ce ne motivează și ne mișcă în existență. Și dacă confortul nostru este afectat, ajungem în criză. Femeile de acest tip cad în amărăciune când calitatea vieții lor este afectată negativ. Ele nu se gândesc că acele realități negative în care trăiesc ar putea să fi fost cauzate de deciziile lor materialiste. Naomi nu și-a făcut o introspecție să vadă dacă nu cumva ea a fost aceea care a împins pe soțul ei la emigrare, la deplasare în Moab și așa mai departe. Ea se credea îndreptățită la confort. Până și Dumnezeu îi datorează ei confort în viață. Și dacă Dumnezeu nu i-l-a menținut, ea s-a umplut de amărăciune. Preocuparea era cu ea înseși și confortul ei. Amărăciunea este semn că nu suferim dependența de Dumnezeu, nu ne place dependența de Dumnezeu. Ca și credincioși ai poporului Dumnezeu ar trebui să știm că Dumnezeu este Cel ce hotărăște lucrurile, că El decide realitățile, că El ne mișcă spre lucruri pe care El le are în plan pentru noi. Avem posibilitatea de a spune Domnului că ne aducem ca jertfe
trupul pe altarul lui și avem posibilitatea să trăim cu iluzia că ne organizăm noi înșine viața, cum dorim noi. Amărăciunea apare acolo în persoana cel are pe Domnul ca mântuitor, dar totuși vrea să controleze, acea persoană vrea să controleze lucrurile. Amărăciunea apare acolo unde lucrurile nu au ieșit așa cum așteptam și cum voiam și cum am planificat noi, fără să ținem seama de dreptul lui Dumnezeu de a dispune de noi. Când lucrurile iau razna, când pierderile se înșiră una după alta ca mărgerile pe ață, când eforturile noastre de a aduce rezolvări la situațiile ce ne deranjează se prăbușesc toate fără rezultat, acolo apar resentimente, resentimente că lucrurile ne scapă de sub control, resentimente că realitățile se încăpăținează să ne se împotrivească făcând o nimica din planurile noastre, resentimente că existența ne aduce surprize neplăcute și nedorite, resentimente că viața nu este așa cum o vrem noi. Voia noastră a fost supra-solicitată de voia Domnului. Și planul nostru este făcut praf de cel atotputernic. Suveranitatea celui preanalt ne deranjează până la amărăciune. Amărăciunea este în semn că nu suferim dependența de Dumnezeu. Amărăciunea este în semn că nu practicăm mulțumirea întotdeauna și pentru toate lucrurile, așa cum spune cuvântul, mulțumit Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. Naomi a fost preocupată de sine, de confortul, i-a vrut să trăiască independentă de voia Domnului. Și când Domnul trimite foametea în țară, în loc de pocăință, și soțul ei emigrează. Refuză de a se pocăi, nu? Dar refuzul ăsta de a ne pocăi va produce mai târziu probleme în viață și amărăciune. Refuzul de a mulțumi pentru toate lucrurile atrage amărăciunea. Naomi vrea securitate financiară și materială. Vrea să fie bine așezată din punct de vedere material. Vrea să fie bine văzută în societate și admirată din pricina situației materiale și sociale. De aceea, împreună cu soțul, emigrează în țara Moab, ca să-și mențină nivelul de trai. De aceea revine în țara lui Israel, pentru că a auzit că acum era din nou belșug acolo. Astfel de femei ajung să experimenteze multă frustrare în viață și în cele din urmă ajung acre, cu amărăciune evidentă în viață. Naomi poate fi foarte spiritual în belșug, dar de îndată ce încep încercările și privațiunile, devine amară. Și odată ajuns în această stare, ea privește totul prin ochii ei plini de amărăciune. Ați văzut astfel de femei în poporul Domnului? Când totul merge bine, sunt foarte spirituale, laudă pe Domnul. Când lucrurile au o întorsătură neașteptată, amărăciune se ivește acolo și arată colții în viața lor. Naomi era plină de amărăciune. Nu mai îmi ziceți Naomi, ci ziceți Mara, deoarece cel preanalt m-a umplut de amărăciune. Amărăciunea ei se vede și din faptul că îl consideră pe Dumnezeu vinovat de pierderile ei și de greutățile ei. Știți ce spune cuvântul în proverbe? Cel neînțelept ia decizii greșite și apoi cârtește împotriva Domnului. Așa a fost Naomi. A avut o orientare greșită în viață, spre confort. Și drept urmare a luat decizii greșite, după care a trebuit să trăiască cu rezultatul deciziilor. Și așa a ajuns să sufere din pricina deciziilor ei greșite. Culmea, s-a umplut de amărăciune la adresa lui Dumnezeu. Cine are amărăciune în viață, o are, dă vina pe circumstanță sau pe cei din jur. Asta la suprafață. Cine are amărăciune viața, are împotriva lui Dumnezeu sau față de Dumnezeu. O femeie care trăiește cu amărăciune este numită în cultura populară românească o femeie acră. Și acum, ce este o femeie acră? Draga mea soră, poți să te verifici dacă îți arăt câteva semnalmente. Ești optimistă sau pesimistă? Femeile acre sunt pesimiste. Ai obiecții frecvente la realitățile cu care te confrunți? Femeile acre găsesc ceva de obiectat tot timpul la realitățile care le înconjoară. Când te scol, te scol cu zâmbetul pe buze sau cu încrețituri pe frunte? Îi place soțului tău să fie cu tine sau preferă să fie plecat de acasă? Multe femei acre și-au gonit soții de acasă
Pentru că în loc să facă din familie un așezământ plăcut, frate, numele Naomi înseamnă plăcut, datoria ei să facă din familie un loc plăcut. Astfel de femeie a făcut din familie un mediu acid. Când e vorba de cei de lângă tine, ai de la ei așteptări și cereri și pretenții? Sau ai o inimă mare ce oferă, ce se dăruiește, ce prezintă gesturi de larghețe? Așteptările nejustificate și neîmplinite aduc dezamăgiri. Dezamăgirile aduc amărăciune. Și cum vreau să te întreb, ai dezamăgire în viață? Sau ai simțământul că Dumnezeu ți-a făcut mare har? Nu le poți avea pe amândouă. Ce ai pe limbă? Mulțumire? Sau plângere? Crezi și trăiești cu impresia că ți se cuvin anumite lucruri? Și realitatea și oamenii cu care ai de-a face te-au jefuit de ele? Femeia acră are convingerea că îi se cuvin anumite lucruri, de aceea trăiește cu această așteptare ca toți din jur să recunoască că îi se cuvin lucrurile ce le vrea. Îți numeri binecuvântările sau frustrările vieții? Toți oamenii au parte de frustrări în existență, dar femeile ce trăiesc cu amărăciune numără nu binecuvântările, ci frustrările. Cele amare se preocupă cu sinele. Te gândești la alții sau la confortul tău? O altă întrebare. Renunți la confortul tău pentru alții? Sau te ofensezi la gândul că trebuie să renunți la anumite lucruri pentru a asista pe alții? Femeile acre se gândesc la confortul lor. Sunt preocupate cu persoana lor mai întâi și mai întâi. Și orice le strică confortul, le strică și buna dispoziție. Dacă ai suferit pierdere, te frământă gândul la ce ai avut și nu mai ai? O astfel de experiență îți determină oare calitatea vieții sau lipsa de calitate a vieții? Naomi n-a putut suporta gândul că odată a fost un belșug, iar acum trăia în sărăcie, în pauperitate. Iată o cauză a mărăciunii unor femei. La ce te gândești? La ceea ce ar trebui să ai și nu ai? Te gândești la palatul ce ți se cuvine și astfel nu te bucuri nici de casa pe care o ai? Așa e femeia acră. Se gândește la ceea ce ar trebui să aibă și nu are. Se gândește la ceea ce putea bărbatul să-i ofere și nu i-a oferit. Se gândește la cele ce le-a visat în tinerețe, că le va avea odată. Și pentru că nu le are, nu se bucură nici de cele pe care le are. Așa sunt femeile acre, pline de amărăciune. Femeile caracterizate de amărăciune ignoră binefacerile divine și se focalizează în schimb pe neajunsurile vieții. Am văzut tabloul unei femei de lume, plină de dorințe lumești, Orpa. Și am văzut apoi tabloul unei femei pline de amărăciune, Naomi. Dar mai există un personaj feminin în cartea pe care o analizăm. Și binecuvântat să fie Dumnezeu care în această carte și un personaj care ilustrează frumusețea și bogăția harului Dumnezeu. O persoană care schimbă orizontul vieții și pentru acele persoane ce trăiesc cu amărăciune. Există personaje care prin grația ce o manifestă în trăire aduc harul lui Dumnezeu în viața altora și îmbogățesc spiritual pe cei din jur. Și este vorba de al treilea tip de femeie în cartea care am supus-o analizei. E vorba de Ruth, care reprezintă femeia grațioasă. Orpa a iubit lumea și a disprețuit asocierea cu poporul Domnului, femeia neserioasă. Naomi a iubit confortul și a disprețuit disciplina Domnului, femeia orgolioasă. Ruth a iubit pe Domnul și de aceea a disprețuit lumea și a prețuit harul lui Dumnezeu. Aceasta e femeia grațioasă care prețuiește harul lui Dumnezeu. Ruth a fost o femeie grațioasă și pentru că a fost o femeie grațioasă, a schimbat toate lucrurile în evoluția și compoziția istoriei ce analizăm. A schimbat optica satului în care trăia. Tot satul a ajuns să o admire, să o prețuiască pentru viața ei frumoasă, pentru atitudinea ei grațioasă. A ajuns să o fericească pe Naomi. Și a spus, Naomi, te consider nefericită, neîmplinită, uite-te la nora ta. Prețuiește mai mult decât 7 fii. Ce binecuvântată ești, Naomi, să ai asemenea noră. Tot satul a fericit-o pe Naomi pentru faptul că avea astfel de noră. Ruth a schimbat-o pe soacra ei, pe Naomi. Dintr-o femeie amară, a devenit și o femeie mulțumitoare.
La un moment dat, în capitolul 2, Naomi începe să mulțumească lui Dumnezeu. Până aici s-a plâns. A fost în belșug, cum n-am nimic, ce viață e asta? Și de aici începe să mulțumească lui Dumnezeu. Naomi a schimbat-o. Observați cum se schimbă atmosfera. În viața lui Naomi, pe măsură ce Rut acționează și aduce harul lui Dumnezeu tot mai mult sub acoperișul casei lor. Naomi ajunge mulțumitoare. Știți că o femeie grațioasă poate schimba toată atmosfera familiei? Poate schimba toată atmosfera bisericii? Femeile grațioase au un impact foarte mare în toate mediile în care acționează. Rut a schimbat și istoria satului ei. Dintr-un sat obscur, Betlehem a ajuns să fie cel mai important sat din Israel. De acolo a hotărât Dumnezeu să-l scoată pe Mesia. Adevărul este că femeile grațioase schimbă realitățile din jurul lor. Și cum am văzut femeia neserioasă, Orpa, care din pricină că iubește lumea ajunge să piardă ceea ce fusese la îndemâna ei din punct de vedere spiritual. A cântărit lucrurile în felul lumii și a decis firește și a pierdut. Ea ar fi fost prima în rând să experimenteze răscumpărarea, deoarece fusese căsătorită cu Mahlon, primul născut. Ea era prima în linie. Și a fost neserioasă. Și acum aplicația. În poporul Domnului este femeie care iubesc lumea și pierde aceea binecuvântările mari și prețioase ale Domnului pentru ele și familia lor. Am văzut femeia pretențioasă. Pretențioasă nu pe plan spiritual, ci pe plan material, care este preocupată cu imaginea de sine și care ajunge să experimenteze amărăciune. Naomi a vărsat lacrimi, dar lacrimile vărsate de Naomi n-au fost pentru condiția spirituală neadecvată, ci lacrimile ei au fost pentru condițiile de viață confortabile pe care le-a avut și le-a pierdut. După aceea te întreb, tu de ce vezi lacrimi? Ce regreți în viață? Când ai reușit material ca alții? Sau când ai fost serios în relația cu Domnul? Sau că n-ai o stare după voia Lui? Te mânești vreodată că nu ești ceea ce Domnul vrea să fii? Naomi, în loc să contabilizeze manifestările Harului Dumnezeu, a contabilizat motivele ei de nemulțumire și a pierdut pentru o bună parte a vieții trăirea cu bucurie și împlinire. De-abia la sfârșitul vieții a învățat să contabilizeze alte lucrurile și să se bucure și ea de Harul lui Dumnezeu. Să vedem acum pe femeia grațioasă. Dacă femeia amară este preocupată cu sine, cea grațioasă este preocupată cu Harul lui Dumnezeu și cu cei din jur. Rut e o femeie venită dintre păgâni, dar care face de rușine pe cele crescute în poporul Domnului, care sunt fie neserioase cu condiția lor spirituală, fie pretențioase cu condițiile materiale în care trăiesc. Rut este o credincioasă foarte decisă să trăiască în mijlocul poporului Dumnezeu, indiferent care va fi prețul acestei identificări cu poporul Domnului. Și aici se vede deosebire dintre ea și Orpa. Rut este interesată nu de condițiile materiale în care trăiește, și aici este deosebire dintre ea și Naomi. Când dă de greu, nu se plânge ca Naomi. Există femei plângărețe și aceasta le face acre, plină de amărăciune. Rut nu se plânge de condițiile dificile în care viețuiește, ci este impresionată de Harul lui Dumnezeu care a luat-o pe ea, o păgână, și a făcut-o parte a poporului ales. Tu apreciezi faptul ăsta că Dumnezeu te-a luat pe tine din mijlocul lumii, din împărăția întunericului și te-a transferat în împărăția Fiului dragostei sale. Ești mulțumitor înaintea Domnului pentru această binecuvântare. Sau faptul că n-ai salariul care vezi, o poziție care vrei, te chinuiește zilnic. Rut nu consideră că Dumnezeu îi datorează ceva sau că cei din jur îi datorează ceva. Naomi consideră că Dumnezeu îi datorează și cei din jur îi datorează. Soțul îi datorează belșug material. Cei din satul Betlehem îi datorează compasiune pentru necazurile ei și înțelegere, pentru că e plină de amărăciune. Toți îi datorează ceva. Rut nu consideră că Dumnezeu îi datorează ceva sau alții îi datorează. Împotrivă, consideră că ea datorează. Rut nu se gândește la statutul social în care se află ca fiind important și definitoriu. Era o femeie simplă care culegea spice în ogurul altora. Naomi a crezut că statutul de om sărac e o rușine. Nu putea suferi gândul că este săracă, ea care a fost bogată și binevăzută înainte. Este umilită la gândul că trebuie să se întoarcă în satul ei
fără să mai aibă avere, așa cum auzise înainte. Rut nu are așteptări de la Dumnezeu sau de la viață. Ea se bucură că a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. Nu manipulează lucrurile, așa cum face Naomi sau cum făcuse înainte. Femeile pline de amărăciune vor să manipuleze lucrurile și când nu le iese pasența, adaugă mai multă amărăciune la viața lor. Rut decide să trăiască cu mulțumire reală, indiferent de condițiile în care o plasează Dumnezeu. Și n-au fost ușoare. Vezi în viața ei smerenie reală, lucrul acesta place lui Dumnezeu. Vezi le-a manifestând mulțumire față de cel mai mic gest de bunăvoință din partea altora. Legea cerea celor care aveau avere să lase o parte a ogorului nesecerată pentru săraci. Rut nu consideră că Boaz este dator, nici că secerătorii trebuie să o lase să culeagă spice. Ea are apreciere și mulțumire pentru fiecare gest de bunăvoință din partea altora, chiar și când acel gest era cerut de lege. O femeie grațioasă nu pune accentul pe drepturile ei, ci pe responsabilitățile ei. Femeile acre pun accentul pe drepturile lor, drepturi care, se plâng ele, sunt mereu violate de cei din familie sau de cei din jur, ceea ce le crește amărăciunea. Cu 2-3 ani în urmă a fost în biserica noastră un frate din Africa, femeie venită dintre musulmani, l-a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și din gura ei nu ieșea decât mulțumire. Mulțumire reală. Ce a spus ea? Zice, mulțumesc Dumnezeu că am 14 copii și că toți au fost sănătoși. Unul dintre ei suferise un accident. Zice, și atâta vreme n-am avut probleme cu ei. Și acum numai cu unul am probleme, a spus ea. Mulțumesc Dumnezeu, a spus ea, că am un acoperiș deasupra capului. Familia aceea cu 14 copii se locuia într-o singură cameră. Și a spus ea, mulțumesc Dumnezeu că am ce mânca. Există femei grațioase în poporul Domnului. Ce minunate sunt acestea! Ce schimbări produc ele în familia lor și în viața comunității lor. Naomi a fost plină de amărăciune, plină de obidă. A fost pe punctul să le extindă și în comunitatea ei. Dar Rut a fost plină de mulțumire și grație. Și pentru că a fost o femeie grațioasă, a schimbat ea totul în familie și în comunitatea ei. Și acum, ai probleme în familie, așa-i? Ai un soț care nu te înțelege. Ai condiții dificile. Și ce spune cuvântul femeilor care au probleme în familie? Să nu dea din gură. Ci să dovedească prin felul lor de viață că sunt grațioase cu soțul ăla care e aspru cu ele. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu schimbă tot în familiile lor. Am fost într-o familie în care sora a început să plângă de soțul ei. Nu numai că e nepocăit, frate. Eu sunt pocăit, dar e nepocăit. De aia se căsătorise cu el. Dar zice, bea, mă minte, cu tare, cu tare. Și am zis, soră, nu cumva omul ăsta a alergat la băutură și te minte pentru că se teme de gura dumitale? Păi frate, trebuie să spun. Și am zis, dacă nu faci ce scrie în 1 Petru, capitolul 4, să închizi gura și să vedești că ești o femeie grațioasă, bărbatul tău nu se va pocăi. Și ce a făcut femeia aia? O zis, frate, aici mă pocăiesc. Puține femei fac lucrul ăsta. S-a pus pe genunchi și s-a rugat, Doamne, iartă-mă că l-am cicălit pe soțul meu, că n-am fost o femeie grațioasă, cum cere cuvântul tău. 2 luni după aia, soțul a intrat în biserică, m-a scos afară, a spus, frate, vreau să mă pocăiesc. Femeile grațioase schimbă totul. Efeseni 4, 30-32. Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetliți pentru ziua răscumpărării. Și ce zice acolo? Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice amărăciune sau alte lucruri de felul ăsta, să piară. Dimpotrivă, și aici e atitudinea grațioasă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Dacă ai primit har la Dumnezeu și ai fost iertat, Dumnezeu se poartă cu tine cu har, nu se cuvine ca și tu să extinzi har celor din jur.
să fii soție grațioasă, un soț grațios. Mă opresc aici. Toți putem fi oameni care să manifeste har în relație cu alții. Depinde de noi. Dacă prețuim harul care Dumnezeu ne-a dat și dacă ne zmerim și cerem ca Dumnezeu să poată să reverse și prin noi har în viața altora. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă pe toți oameni după voia Lui. Amin.